O să avem nevoie de făină de porumb. 75 de făină. Apoi o să am nevoie de 150 de cărniță de purceluș, tăiată bucățele. Apoi o să mai avem nevoie de roșii în bulion. Și am pus aici 165 de roșii în bulion. De o bucățică de ceapă, circa 16 grame. Deci o ceapă mică, mică, mică. O să avem nevoie și de vin, circa 50 de grame de vin, piper, sare, ulei și o să mai avem nevoie de ouă fierte, una, două, depinde cât, de puțină mozzarella. Așa. Și acum să începem să facem sosul nostru. Și într-o tigăiță am să pun puțin ulei de măsline, cam 2-3 linguri. Aici într-o tigăiță și am să pun așa puțin ulei. Atât. Și punem ceapa. Și o pun așa să se facă. Eu am să pun cărnița noastră așa aici. Așa. Și o punem pe foc să se prăjească, să vedeți, și am învit-o așa un pic. Acum am să pun vinul. Pun și puțină sare. Și puțin piper. Vedeți? Așa. Și amestecăm puțin așa. Și punem pe foc. S-a evaporat vinul, adăugăm și sosul nostru de roșii cu un bulion. Amestecăm bine și punem pe foc și lăsăm să fiarbă, să fiarbă bine, 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 la foc mic. Și dacă mai e nevoie, mai adăugăm puțină apă. Așa, și punem căpăcelul și lăsăm. Când este gata cărnița și este scăzut sosul, este gata. Sos va arăta cam așa, vedeți? Scăzut, scăzut. Așa. Și am să-l pun așa aici. Avem ul, avem mozzarella și acum am să le pun așa aici. Punem 300 de apă. Așa. Punem 300 de apă pe foc și cu un praf de sare. Ia să punem și sarea. Fierbe și apa și facem o măliguță. Eu mi-am pregătit aici o formă unde o să punem în interior. Dăm așa mai aproape. Apa fierbe. Ia uitați, vedeți? Și punem făina noastră. Așa, și amestecăm încet. Așa. Așa. Și punem pe foc. Vedeți? Așa, și punem pe foc. Și amestecăm. Este făină care se face repede. Deci e instantane. Așa, amestecăm să nu avem cocoloașe. Și punem pe foc. Așa. Și apoi o să punem în această formă. Și aici o să-mi tai mozzarella, feliuțe, vedeți? Așa, o să tăiem așa feliuțe. Așa, ia să mai amestecăm în o măliguță. O mai las încă puțin pe foc, vedeți? Așa. Încă puțin, puțin, să dau la mic. Așa. Aici am și ouă ușoare. Am să-mi tai un ou ușor în două. Așa. Avem sosul nostru. Pune. Așa. În primă. O să
să facem două. Una. Voi lua mozzarella și o voi așeza așa în interior aici. Așa. Și voi pune o jumătate de ou. Am să-l pun așa cu fața în jos. Și voi acoperi cu mămăliguța. În cealaltă parte, aici, vom pune sosul nostru de roșii cu carne. Vedeți cum arată? Ia uitați. Așa. Și vom lua din cărniță cu sos și vom pune așa în interior. Și apăsăm. Așa. Și vom pune tot așa o jumătate de ou, tot așa cu fața în sus. Sau invers, cum vă place, îl puneți oul. Așa, și acoperim. Cea cu ou și cu mozzarella. Și aceasta este cea cu sos. Și să le tăiem pe acestea, să vedem cum arată. Cum arată în interior. Vedeți? Așa, cu mozzarella și cu ou. Aceasta și cealaltă. Aici am și o bucățică de cărniță. Așa. Ia uitați. Umplută cu ou și cu sos. Doar ce să vedem arată în sos. Ia uitați-le. Așa. Și una este cu sos și una este fără. Și pe cea cu sos putem pune și puțin... puțin sos așa pe deasupra, așa. Ia uitați. Ce am făcut noi astăzi. Ce bunătate! Astăzi vom face cu făină de porumb o rețetă dulce. O să avem nevoie de un bol unde o să avem nevoie de 50 de grame de făină de porumb. O să iasă 3 sau 4. O să mai avem nevoie de un ou. De 50 de miere de albine, dar puteți înlocui și cu zahăr dacă doriți. Așa. 3 grame de praf de copt, cam o jumătate de linguriță mică, coajă de la lămâie, coala de lămâie, zeamă de lămâie, 25 de grame. O stoarceți, o puteți și cântări, de la o jumătate de lămâie. Vedeți, eu am curățat coaja și pun zeamă. 50 de unt topit. Aici am lămâia, am să o dau deoparte, așa, și un praf de sare. Și o să le punem pe toate așa aici. Eu... cu praful de sare o să adăugăm și miere de albine. Așa. Și amestecăm așa puțin. Adăugăm și puțină coajă de lămâie, așa. Zeama de la jumătate de lămâie, am să o storc așa bine. I-am mai făcut înainte și are circa 25 de grame de la lămâie cântărită. Așa. Și o să dăm așa deoparte. Amestecăm. Adăugăm și untul topit. 50 de grame.
mixăm așa bine. Și acum adăugăm făina de porumb și cu praful de copt. Și amestecăm. Să vedeți ce bune sunt. Și amestecăm bine, bine, bine. Puteți amesteca și cu un mixer, dacă vreți. După ce am amestecat, o să punem în această formă. Vedeți, o formă din silicon. O să ne alegem 2-3 de aici și o să punem. Turnăm, ia să vedem. Așa. E 2:04. Și acum le dau la cuptor și le las circa o jumătate de oră. Am să le las la foc cam 170 de grade. Vedem cum e și o să mă ajut așa cu șervețelul să întorc. Cum sunt? Vedeți? Cu făină de porumb. Așa, o să punem pe o farfuriuță. Ia uitați-le. Vedeți? Și cine dorește, poate pune, eu am niște cireșe în sirop, dacă doriți, cine dorește, cine nu, le lasă pur și simplu așa. Așa. Ia uitați. Am aici. Putem pune puțină coajă de lămâie. Sau punem câte o cireșică, vedeți? Din... așa, cu puțin sos. Cine stă dietă, nu mai pune. Ia uitați cum arată. Cum arată. Să o rup. Vedeți cum arată în interior? Și este bună, 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 bună. Și pufoasă, pufoasă. Ia uitați. Sunt moi, 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 moi. Se vede că sunt moi. Ia uitați. Moi, moi, moi. Și vă doresc o seară frumoasă tuturor și multă, multă sănătate. Și vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. Și vă pup dulce, dulce, dulce. Și vă mulțumesc din suflet tuturor că îmi sunteți alături.